ați venit la Conexiunea Spirituală. Astăzi avem o ediție de colecție cu un invitat special, un om de știință și nu numai, medic și scriitor, dar în primul rând un om preocupat de a descoperi tainele Universului. Doamnelor și domnilor, nimeni altul decât domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Bine ați venit! Bine v-am găsit și să rămână! Haideți, dacă tot suntem la această emisiune, să vedem ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi un om spiritual. Da, e interesantă întrebarea. Vreau să vă spun că înainte de a scrie, sau de a scrie mai exact, am avut câteva jurnale în care îmi notam fie ideile valoroase ale altora, fie ale multor personalități. Am cunoscut, am avut șansa să cunosc foarte multe personalități încă înainte de a scrie, care mă cunoșteau în diverse întâlniri unde luam cuvântul. Și am vreo 4 jurnale am avut. Asta până la Transcendental, când au venit și au spus că ne controlează toată literatura care nu e scrisă pe linia partidului și le-am dat foc. Dar într-una din astea, că pentru asta amintesc, am scris așa: evoluția pe spiritualitate însemna să ajungi la nivelul la care să conștientizezi propria ta sursă transcendentă. Era cu mult înainte de a mă gândi la inteligența materiei. Ulterior, citind-o, mi-a plăcut. Vreau să vă spun că și sintagma de inteligența materiei am scris-o cu mult înainte de a scrie inteligența materiei. În general, serviciul meu era cam de manieră, la ora 1-2, terminam serviciu, aveam biroul meu, intram în stare de relaxare, îmi refăceam capacitatea de muncă. Am într-o jumătate de oră, cel mult, mi-am însușit o tehnică pe care poate o discutăm și acum, și atunci aveam capacitatea ca și cum m-aș fi trezit dimineața, foarte, foarte odihnit. Și în felul ăsta scriam. Ei, într-o astfel de după-amiază, mi-aduc aminte, era 16, mi-a venit ideea inteligență a materiei, mi-am notat-o într-un caiet și peste an când am scris cartea, o să aminte că am scris acolo despre asta. Pentru că era exclus, când am publicat eu prima ediție, inteligența materiei, la editura militară, era exclus să pune numele ăsta. Pentru că toate cărțile care urmau proiectul de cărți le vedea mai întâi numărul 2, ca să știți, nu mai spun cine. Și evident că n-ar fi admis termenul și atunci am spus, toată lumea s-a luptat cu superstiția, de la superstiție la știință. O, superb a mers. Când am terminat cartea, bineînțeles că atunci am dat. Deci, a fi spiritual înseamnă a seziza sursa de dincolo de tine. Nu toată lumea își pune această întrebare. Cei care nu sezizează că există dincolo de condiția noastră strict fizică de stomac, să spun așa, de preocuparea pentru viața diurnă, hrană, etc., nu cred că au ei vină. Eu gândesc așa, că dacă de pildă mie mi-ar da cineva să rezolv probleme de matematici superioare, cum n-am neuronii care să facă această conexiune, orice idee se exprime printr-o conexiune neuronală, inclusiv ideea de transcendent, asta înseamnă că te-ai născut cu acei neuroni capabili să înțeleagă ideea de transcendent și să explice. Sunt majoritatea, poate sau nu, asta poate să confirma sau nu, cred că sunt atei. N-au această capacitate. Eu nu-i condamn. Am spus un singur lucru, că numai ei cred că sunt fără veniți pe lume în afara unei rațiuni de dincolo de noi. Dar acea rațiune sunt convins că îi consideră că sunt și ei tot a ei. Deci, a fi spiritual înseamnă pur și simplu a avea preocupări de un spiritual, de a înțelege că dincolo de noi există o rațiune, a înțelege sensurile, pentru că noi venim aici toți cu un sens, și de a face efortul să te înscrii în solicitarea acestei surse de dincolo de noi. Sunt foarte mulți oameni care au citit, care știu, dar din punctul de vedere spiritual sunt terni. Nu-i totul să știi. Important e ce se aplice. Eu de altfel cred următorul lucru, că cei care se ocupă de spiritualitate, în toate formele ei, cred
că vin născuți pentru asta. Au în creierul lor această capacitate. Ceilalți nu au. Nu sunt condamnați. Fiecare dintre noi este menit să facă ceva. Sunt atâția oameni care au preocupări directe, concrete, ale lucrului concret. Foarte bine, asta e harul lui. Dar eu îi admir pentru harul lor, ei trebuie să admită că și eu pot să am al har. Așa este. Și atunci, cum explicăm persoanele spirituale în înțelepciunea Moromete, de exemplu? Păi, da, asta e o idee. Că nu numai un intelectual ajunge la spiritualitate. Să fiu sănătos câți oameni simpli de la țară cu 7 clase, discutam despre literatura suedeză cu ei. Incredibil! Unul dintre ei erau rudele mele, unul dintre ei a făcut drept, a ajuns și ministru, celălalt nu, dar avea o minte strălucită, superbă. Omul simplu nu are nevoie de explicații. Omul simplu are nevoie să creadă. A crede înseamnă a mobiliza toate resursele tale fiziologice, funcționale, pe ideea de existența unei rațiuni de dincolo de noi. Eu însumi, când am scris Inteligența Materiei, am plecat de la ideea că școala era profund atee, lumea cealaltă, mama era foarte religioasă, ceilalți ai mei mai puțin. Și omul simplu, evident, susținea ideea de existența a divinității și atunci când eram student, nu puteam să-mi contrazic profesorii, era riscant, terminai cu facultatea. Dar am spus așa, când voi termina facultatea și nu voi avea obligații oficiale să mă exprim, am să caut, să citesc atât încât să înțeleg unde e realitatea. Deci când am apucat să scriu inteligența, eu n-am vrut să demonstrez nici că există Dumnezeu, nici că nu există, ci doar să ajung la adevăr. Ăsta m-a interesat. Dacă îți propui idei preconcepte, atunci îți demonstrezi ceea ce e în mintea ta. Dacă pleci la hai să văd unde e adevărul, este cu totul altceva. Și mie mi s-a părut că asta este calea cea bună, adică să văd adevărul. Ei, vreau să vă spun, aveam această obsesie. Dom'le, dacă știința are dreptate că viața vine de la anorganic, deci de la materie moartă la materie vie, ce factor determină trecerea de la neviu la viu? Pentru că pietrele astea nu le-am văzut niciodată vorbind. Bun. Pentru asta, cred că am parcurs cel puțin materia 8 catedre universitare. Nu le făcusem toate la medicină. Am citit ani de zile cu mii și mii de pagini. Tot ce citesc, eu scriu. Și am avut revelația asta în 1976, tot seara, ora 18, înțelegând că nu poți vorbi de transformarea neviului în inviu, de trecerea de la anorganic la organic, decât dacă admis că în această ecuație intervine o inteligență. Cum nu este inteligența mea, atunci inteligența de dincolo de noi. Asta e ce numesc religiile, Dumnezeu. Și atunci am spus, a mai fost ceva. Un calcul arată că sunt miliarde de neșanse ca noi să fim. Una singură din miliarde de neșanse pentru noi. Și atunci am zis, dacă eu m-am născut dintre miliarda șansă din miliarde de a nu fi, am obligația să spun ce am înțeles din a fi. Asta a fost inteligența materiei. Ați spus că aveți o metodă specială prin care refrișez, să spun așa. Da, exact. Vreau să vă spun următorul lucru. Am făcut și vreo cursuri de yoga, am citit destul de mult. Ăsta e stilul meu. M-am născut la țară, dar știam din start că nu voi rămâne acolo, pentru că tatăl meu, care era un tip foarte nativ, făcea calcule matematice extraordinare, mama cu memorie de excepție, cred că dacă aș fi avut memoria mamei, aș putea considera geniu, era formidabilă. Ea nu știa carte, dar frații mei, când citeau câte un poem, a doua oară deja știa. Sau când era bine dispusă, vorbea numai în versuri. Deci am avut niște gene bune, să spun așa. Deci, care contează enorm de mult. Ei bine, toate aceste studii care le-am citit, mi-am dat seama că noi nu putem să repetăm ad literam ce citim. Și atunci am spus, să-mi iau din tot ce am citit eu, din yoga, etc., etc., relaxările din psihologie, că nu numai asta, să-mi iau acele elemente care îmi sunt proprii mie. Am să vă spun ceva. Dumneavoastră aveți o capacitate inspiratoare diferită de mine, dumneavoastră la fel. Ori în ceea ce citeam eu era, să iei ritmul ăla de 15-5, 5-5, etc., mă obosea de mama focului. Și atunci am zis, nu.
raționăm după următorul lucru. Este exclus, când avem capacități de psihologie diferite, noi să fim pe un singur ritm stas. Și am început să-mi adaptez această stare de relaxare. Adică să stau. Ce înseamnă a gândi și a nu gândi? A fi dincolo de gânduri, înapoi a gândurilor, sigur că e foarte greu la început. Deci când gândim, noi consumăm energie psihică. Când mă situez în afara gândurilor, atunci intru pe zero. T0 este punctul potențial maxim, cum se vorbește și în fizica cuantică și în ezotehnic, etc. E bine, făceam efortul să mă interiorizez, să rămân înapoi a gândurilor și pur și simplu, fără să fac niciun efort voluntar de a respira, respiram cum dădea Dumnezeu, să spun așa, spontan. Și la un moment dat, când rămâi cu mintea așa, dincolo de gânduri, venea o respirație profundă și am sezizat că în momentul în care rămâneam suspendat pur și simplu la sfârșitul respirației profunde, se revărsa în creier și în corp ca o dulceață fantastică, o stare de bionetră, de bucurie, nu de bucurie, de bine, un bine fiziologic neexperimentat niciodată până atunci. Ei, ăla mă refăcea în 5-10-15 minute, cât pentru o noapte profundă de somn. În clipa aia eram perfect ap de lucru. Asta mi s-a întâmplat cam pe la 26 de ani. Și acum fac acel lucru. Se întâmpla următorul lucru, eu nu puteam să scriu decât în vacanțe, pentru că restul eram foarte ocupat. Și atunci când mă duceam la Tirnaia să scriu de pildă, dacă nu eram în bună dispoziție de scris, eu pierdeam zilele, nu ne întâlneam. Și asta m-a obligat din nou să-mi găsesc o metodă prin care, oricât aș fi de obosit sau creierul meu nu este, să spunem, cuplat pe ideea de creație, să-l fac să fie, pentru că eu nu-mi permiteam să pierd zile, că nu le mai întâlneam. Așa mi-am găsit această tehnică, pe care să spun, m-a ajutat enorm de mult în viață. Am scris-o și trebuie să recunosc, am experimentat-o în diverse lucruri, în bol de pildă. Vă dau un exemplu. Imediat în Italia, după 90, am fost invitați la Roma pentru Qigong. Era noiembrie, era frig, ne-a dus undeva pe un club la Monte Virginio, eu eram mai mult dezbrăcat, am registrat, Nicola s-a speriat că nu avea nici asigurare medicală, nici nimic. Uh-huh. Și am stat toată ziua la hotel și mi-am dat seama, bietul om, te-a invitat și face de lucru cu tine. Toată ziua m-am concentrat numai pe ideea de boală. Am luat sentimentul că era cel mai dominant. A doua zi eram absolut complet valid. Atunci am învățat să experimentez și pe urmă am întâlnit-o și la Hawkins, un mare psihiatru american, să te concentrezi pe simptomul principal, să rămâi cu el, îl pierzi, mereu rămâi pe el până când se disipează. Asta se întâmplă vindecarea. Am făcut asta în situație. Eu sunt un experimentator. Și a mers, ăla s-a trezit cu mine a doua zi, nu tu feră, nu nimic. Da, mi-a fost jenă de omul ăla săracul, a făcut un gest când te-a invitat. Deci, am vrut să spun când asta, m-ați întrebat. Asta face parte de o din spiritualitate. Pentru că îți liberezi creierul, îl lași liber. Noi deschidem un canal. L-am întrebat odată pe Părintele Galeriu, următorul lucru. M-a citat, era profesor teologiei, m-a citat, erau și preoții fac perfecționările lor, era un nepot de văr de al meu și când l-a auzit, zice, cunoașteți? Nu. Vreți să-l cunoașteți? Da. Deci, și așa mi-a folosit enorm de mult, era un tip extraordinar. Vreau să vă spun că m-a zis odată la o predică de a lui, Doamna Adina. Era o demonstrație de fizică cuantică, nici un inginer la vremea nu era în stare. Numai în regii de asta vorbea. Și am zis, Dumnezeule, ăsta om. Și eram într-o duminică la el și le întreb, Părinte, spuneți-mi dumneavoastră, eu sunt o grizo insect, o nimic. Ce îmi deranjează pe Dumnezeu că am și eu un pic de orgoliu? Doamne, dragul meu, vă zice el, nu pe Dumnezeu îl deranjează, ci pe dumneata, pentru că îți închizi canalul de comunicare cu el. Domnule! Extraordinar! Da, da. Eu am învățat enorm de mult din întâmplări simple. Cum funcționează Universul? Norocul meu că okay, că l-ai ținut. Dar era formidabil. Așa și este. Tu ai un canal deschis. În clipa când eu sunt totul. Eu cred
dau această explicație, că foarte mulți oameni de știință, care sunt foarte orgolioși, nu vor să creadă, adică cum, domnule, eu, marele savant, nu știu ce minune am făcut, poate să existe deasupra ta o minte mai bună decât a mea? Și atunci o neagă. Asta nu are niciun fel de importanță. Dar ideea aia cristică, tomo-tomo, era mai bine dacă ai fi crezut fără să te convingi. Așa și eu. Eu cred că e mult mai bine dacă o crezi decât dacă nu crezi. Pentru că, de rost să spun tot lucru, apropo de spiritualitate. De ce am voie să știu dacă există sau nu există Dumnezeu? O rațiune divină, poftim. Dacă există, viața ta are un alt curs. Știi că la momentul de dificultate tu poți găsi undeva un ajutor. Dacă nu există, mi-am spus, asta nu înseamnă că mă voi comporta ca un naiv, un om fără busolă. Dar îmi voi coordona viața după parametri raționali, de asemenea manieră încât să știu că sunt un om și că datorez lumii faptul că trebuie să o respect ca să primesc respect. Că șansa mea a fost să descoperi că în ecuația asta nu poți să explici viața, universul, și o să vedeți, viitoarea conferință o să fie pe tema asta, plecând de la strict de la știință, fără să introduci în ecuație o inteligență divină, o conștiință, o inteligență. Acum că știu fizică cuantică, cel puțin în maniera în care să-mi explic lucrurile, am să vă spun că cel care a botezat fizica cuantică, Max Planck, în 1900, ultima lună din 1900, creează noțiunea de cuantă. A publicat un articol în care explică radiația corpului negru, adică a unui metal încins, cum se emite, și această radiație se emite în cuante, pachete de energie. El creează termenul de cuantă, că înseamnă pachet de energie, și dă numele fizicii cuantice. În 1944, la o întâlnire a fizicienilor despre fizică cuantică, la Florența, Max Planck mai avea 3 ani până expia, adică pleca dincolo. Deci era în vârstă. Spune un lucru extraordinar în fața marei adunări a fizicienilor. Ca om care toată viața mea, vă spun aproape până și virgulă, ca om care toată viața mea m-am ocupat de cel mai concret dintre lucruri, materia, pot să afirm că universul care are la bază atomul există pentru că particulele din universul atomic sunt întreținute în permanență de o mișcare, de o forță pe care o numesc mintea sau inteligența materiei. Dacă eu când am scris în 77 aș fi știut că Max Planck există, că fizica cuantică există, că fizica cuantică a devenit cunoscută maselor în 1992. Pe ușa lui Max Planck, marele mentor danez al fizicii cuantice, scria interzis filozofilor, pentru că fizica cuantică creează o mare fale, o mare prăpastie între logica noastră formală și între logica de dincolo de noi, metalogică. Și atunci a zis interzis filozofilor pentru că pur și simplu bulversau întreaga cunoaștere. Imaginați-vă, în profunzimea lucrurilor, noi suntem interconectați. Altfel, eu trec pe lângă dumneavoastră și dacă sunt fără educație, pot să spun cine știe ce, sau pur și simplu să vă ignor sau să am sentimente de ostilitate față din om. Ignorând că în profunzimea noastră noi toți suntem interconectați, că viața mea este dependentă de a tuturor celorlalți și noi suntem într-o permanentă conexiune, pentru că este această energie de univers. Asta ne spune fizică cuantică, e rău? Vine să demonstreze de fapt ce simțim cu toții. Bun, și el definește acest lucru, mintea mate. Zic, Doamne, dacă aș fi știut eu când scriam de chestia asta, m-aș fi prevalat, aș fi... Nu m-a contestat nimeni. Da. Am stat atunci în soțul de cercetări, de ce am folosit asta, ce înțeleg prin inteligență, etc. Aha. Bineînțeles. De atunci, domnule, vine asta, uite, a creat fizică cuantică. Ia-te, domnule, de el, că eu pe el. Da, mă rog. Așa este. Se pare că ne confruntăm cu o criză la nivelul conștiinței umane și poate ne spuneți care sunt pârghiile care pot ajuta la rezolvarea acesteia. Din păcate, să zicem cu toții că și aici îi reproduc pe sociologi. Omenirea pare să se scufunde într-o mare vare a plângerii. Războaie. Lasă că e războiul ăsta. Dar ce a fost în Siria, dar ce a fost în Irak, în Afganistan, astea nu sunt războaie. Dar în Vietnam, dar etc.
Vedeți, se face imens de mult scandal dacă un om are în spital. Și nu întotdeauna din vina medicului. Trebuie să spun asta. Un medic nu are obligația să pună mâna la gură unui om să nu moară. Are obligația să folosească toate mijloacele timpului lui pentru a salva un om. Dar sunt oameni, sunt boli pe care le poți salva și boli pe care nu le poți salva. Și atunci nu din orice pierdere umană putem să facem din asta un proces, pentru că sunt și medici oameni la rândul lor. Eu nu cred că un medic vrea să-și moare oamenii lui decât dacă a greșit drumul ăla. Nu era pentru asta, dar așa, altfel nu. Deci, în consecință, dacă nu ne impresionează, dacă ne impresionează moartea unui om în spital, de ce ne impresionează moartea miilor de oameni, mame și copii? Știți ce să spun în clipa de față? Că într-un război mor infinit mai mult puțin militari decât civili. Aproape 80% din pierderile dintr-un război sunt civile, nu militare. Pentru că militarul își ia niște măsuri, e deja integrat într-o știință a apărării, a protecției, etc. Pe câtă vreme civilul a descoperit, vine o bombă, de acolo l-a găsit. E, asta ne spune că avem o conștiință îngrozitor de inferioare, de jos, de jos. Deci, eram săptămâna trecută la Dallas și cineva pune această întrebare. Știm atât de multe lucruri și de ce totul ne comportăm atât de rău, de ucigași, în foarte multe circunstanțe. Pentru că nu aplicăm ceea ce știm. Pentru că avem un orgoliu. Eu, degeaba știu eu că trebuie să vă respect, etc., dacă orgolul meu este ăsta, hai domnule, eu sunt cel mai mare din nu știu ce, ca să nu folosesc expresia aia comună. Nu mai putem spune că lumea nu știe în clipa de față. S-a scris atât de mult pe temă de spiritualitate, de conștiință. Discutam cu Neil Walsh, care mi-a citit Inteligența Materiei și a fost foarte încântat de ea. Îmi trebuie să spun că mi-a zis dincolo, zice, de ce a scris dumneavoastră în știință, zice, știți că el a scris Conversații cu Dumnezeu. Da. Deci am avut marea surpriză să constat că dumneata a enunțat idei pe care eu le-am primit prin inspirație de dincolo. Nu cred că cineva mi-a făcut un mai mare elogiu la cartea asta decât el. Așa este. Vă rog să mă credeți, nu vreau să fac pe orgoliosul, dar asta mă bucură în sensul că înseamnă că, într-adevăr, avem un canal deschis dincolo. Eu sunt doar slujitorul, mâna. Restul vine dincolo. În sensul acesta spun, nu al vai ce grozav sunt eu, nu suntem niciunii grozav, suntem niște vieți oameni, niște viete ființe. Și până la urmă, toți suntem conectați la aceea sursă unică. Absolut. Ei, deci, stăm, el, de ce l-am evocat pe Neil Walsh? El spune că civilizația extraterestre și divinitatea în discursul care l-a avut el în conversație cu Dumnezeu, sunt foarte mirați. Spune că noi suntem specia cu cea mai joasă conștiință. Că dincolo ei sunt mirați cum la rațiunea pe care avem, noi putem încă să ne ucidem. Ce este războiul decât o crimă oficializată? O nimicnicie. Am spus și am scris și voi spune tot timpul atâta vreme cât voi putea gândi. Războiul este o nimicnicie. Om pe om se omoară la un ordin oficial pe care nimeni nu-l pedepsește. Pentru o crimă, toată societatea se revoltă. Pentru miile de oameni care se pierd, mame, copii, oameni nevinovați, sunt pierderi colaterale. Asta mă deranjează îngrozitor, îngrozitor. Cum poți numi pierderi colaterale? Deci suntem în secolul rațiunii, încă să ne ucidem. E greu să înțeleg. Deci, asta mă întrebați de pârghii. Păi să ne conștientizăm că fiecare suntem în ultima instanță un mister, că venim aici cu un sens, cu un rost, și că rostul nostru nu este să ne ucidem, ci dimpotrivă. Să ne ajutăm în special, să ne respectăm, să avem compasiune pentru sens, să fim generoși, să fim buni, să fim blânzi. Avem în clipa de față, și am scris de enorm de mult, că noi gândim pe două registre, pe registrul pozitiv al iubirii, al compasiunii, al generozității, al blândeții și, și invers, al ostilității, al dușmăniei, al urii, al răzbunării, al invidiei, al lăcomiei. Deci toate aceste cuvinte știm acum prin studiu concret, și asta este foarte important de spus. Deci acest Davidson, Richard Davidson de la Universitatea Wisconsin-Madison, am și fost acolo, dar cu totul alte probleme, el și-a creat un institut de științe afective și pur și simplu există la ora actuală aparate cu care tu, punând un om să spună ceva sau spunându-i ceva, vezi ce zone din creier se activează. Simplu, se cheamă, imaginați că redundanță magnetică funcțională. El a luat persoane
inițiate care i-a pus să gândească, să vadă ce se activează în creier și persoane neinițiate. E bine, când persoane inițiate au gândit la pace, la armonie, s-a văzut că se activează o zonă din partea frontală, creierul frontal. Când, dimpotrivă, omul gândea, indiferență față de sau ostilitate, etc., s-a activat o zonă din creierul frontal drept, da, stângul este pe pozitiv, cel pe drept. Atunci asta pe mine a determinat să cred că creierul, funcționalitatea sa, sugerează existența unui cod etic. Deci tot ceea ce discutăm cu o valoare etică, pur și simplu creierul prelucrează într-o altă zonă din creier și ceea ce este cu o valoare negativă, altă zonă din creier. Și atunci, în 2008, am emis această formulă în funcționalitatea sa, creierul respectă un cod etic. Ei bine, întrebarea era, cine face selecția? Că e o bucată de carne. Păi nu poate să existe decât un triaj între pozitiv, negativ, între moral și amoral, nu poate să fie decât conștiința. Păi dacă noi ne-am născut în universul ăsta și creierul nostru este determinat, este programat pentru această selecție între pozitiv și negativ, nu înseamnă că, și suntem rodul universului, nu înseamnă că universul însuși are această lege a binelui și răului. Am scris acest lucru. Deducând din asta, n-am inventat eu nimic, pur și simplu, doar am dedus dintre lucrurile. Ei bine, tot ceea ce gândim noi la termenul de răutate, lăcomie, invidie, ostilitate, răzbunare, toate aceste lucruri sunt, au un ecou negativ asupra sănătății noastre, asupra longevității noastre, asupra vieții noastre și pur și simplu comportamentul nostru este cel pe care îl vedem. Noi trebuie să schimbăm acest mod de gândire. Noi trebuie să schimbăm, cum numesc eu, paradigma, modul de a gândi. Din păcate, lumea actuală este îngrozitor de înrobită gândirii negative. Războiul nu este decât un rezultat acestor. Am spus-o de 1000 de ori, avem rațiune, avem căi diplomatice. Pentru ce să rezolvăm conflictele pe calea războiului, a morții și nu a gândului, a diplomației, a discuțiilor? Ce ne costă? De ce vrem ca oamenii să moară? Suntem, viața e un mister. Oricâtă știință aș avea eu, n-am să înțeleg niciodată cum a fost construită viața. Creierul este cel mai complicat, cea mai complicată structură din univers. Gândiți-vă că creierul nostru are 1300 de grame, în timp ce creierul unui elefant are 4 kg și unui balenă 7 kg. Și cu toate astea, noi suntem oameni și creăm o civilizație, în timp ce alte nu creează. De ce? Pentru că în creierul ăsta de 1300 de grame a fost puse acele legi, acele posibilități în care noi să ne creăm o civilizație, să fim oameni. Păi noi creăm civilizația ca să ne ucidem sau să creăm valori. Valorile noastre să fie etice. Asta trebuie să facem. Din păcate, acolo unde sunt locuri de decizie, nu sunt trimiși oameni a căror minte să fie axată pe o gândire pozitivă, fericită, pe o conștiință, poftiți. Și ajung la întâmplări. Sistemul ăsta de alegeri, de vot, etc., nu este propice unei lumi a păcii. Din păcate. Adică, de aceea spun că e nevoie de o nouă paradigmă, de o nouă modalitate de gândire. Revin. Necesitatea de a gândi pozitiv față de semenii noștri. Deci orice gând negativ care îl emit vis-a-vis de un semen, ăsta este ca bobul de grâu dintr-un bob, el se răspândește încă alte sute care sunt cuplate pe acea lungime de undă. Tot scandalul ăsta, toată agitația asta a străzilor se reflectă în mintea unor oameni la care sunt receptivi pe lucrul ăsta. În clipa când gândim negativ, îmbrăcăm o haină de dorul neagră. Când gândim pozitiv, suntem într-un lumină albă. Și mergem cu ea, cu haina asta, mergem pe noi. Pe linia albă se imprimă toate celulele noastre, înseamnă sănătate, și a neagră, invers. Înseamnă boală, înseamnă răutate și ceea ce vedem în lumea asta. Pârghia este să ne conștientizăm și să acceptăm că trebuie să ne schimbăm comportamentul. În cărțile dumneavoastră pomeniți despre importanța iertării. O, da. Ce mecanisme se creează în corpul uman printr-o simplă meditație a iertării? Eram la o conferință de psihiatrie și cineva a ținut ca un poem despre iertare. Eram, cred că, pe la Cluj. Și mi-a zis și spun, asta știți ce înseamnă iertarea? Deci, dacă Iisus
este adresat tuturor învățătorilor lumii este pentru că el a emis două deziderate imperative. Iubirea și iertarea. Ce înseamnă iertarea? Iertarea înseamnă pur și simplu, din punct de vedere științific, ștergerea modelelor, a pattern-urilor sau pattern-urilor, dacă vrei englezit, a modelelor patologice din ADN-ul nostru. În momentul în care eu iert, înseamnă că a nu ierta mai întâi, plecând de la neiertare. A nu ierta înseamnă că sunt într-o permanență stare de stres. Stresul înseamnă un exces de cortizol, de catecolamine, de adrenalină. Cortizol în exces inhibă sistemul imunitar, celulele care trebuie să te apere, blochează neurogeneza, adrenalina face vazoconstricție și te trezești pic cu pic. La un moment dat se acumulează, te trezești cu un accident vascular dacă artele din creier sunt afectate cerebral sau dimpotrivă la inimă. Iată un exemplu, un studiu făcut de Harvard și îmi place mereu să-l dau ca exemplu pentru că învățăm mult din el. Oameni a murit de infarct între 30 și 40 de ani, nu e normal decât dacă ai o malformație, pentru că la vârsta aia artele tale sunt încă tinere, nu cu depuneri de tot soiul de plăci ateromatoase care să-l facă vulnerabil vasul de sânge. Și atunci au făcut un studiu pe oamenii care au făcut infarct miocardic la Harvard după la vârsta asta și ce au constatat? Că cu o oră, două înainte au avut un stres foarte puternic. Ce înseamnă stresul? Înseamnă o descărcare masivă, deci cortizolul, adrenalina, noradrenalina sunt substanțe fiziologice cu care funcționăm. Dar în momentul în care astea sunt excesive, într-o cantitate excesivă, cum se întâmplă într-un stres și cazul studiat de Harvard, o mare supărare, atunci este o descărcare masivă, să zicem de adrenalină. Asta strânge vasul de sânge la nivel de cord. Miocardul ăla, fără oxigen, imediat intră în necroză, gata infarctul, moartea. Poate să aibă șanse să-l salveze sau nu. Dar asta înseamnă stresul, efectul stresului asupra asta. E bine, să zicem că nu este intensitatea atât de mare a acestor eliberări excesive de cortizol și catecolamine, dar e o supărare pe care tu o ții. Nu-l ierți pe X. Această supărare pe care o ții înseamnă prezența aproape unui stres de mai mică intensitate, dar asta se adună picătură cu picătură și, cum spune românul, ața se rupe acolo unde e mai subțire. Care ați mai subțire? Fie pe care mă știi într-o ereditar, fie pe care ai uzat-o în timpul existenței tale. Deci este extrem de important ca noi să iertăm, ca să scăpăm de subchimia stresului. Altfel trebuie să spun. Trebuie să plec de la ideea că noi suntem mai întâi o energie, această energie devine din coante, devine chimie și tot ceea ce facem, comportamentul, ideile noastre, emoțiile pozitive, negative, etc., au un substrat biochimic și acea chimie are să reflectă asupra materiei noastre vii, cu efecte pozitive sau negative, în funcție de semnificația pozitivă sau negativă a emoției, a gândului tău. Gândul înseamnă emoție, sentiment, comportament, etc. Și ele, la rândul lor, au o chimie. Chimia asta este favorabilă sănătății sau nocivă, dimpotrivă. În fiecare zi în care emitem o idee, noi ne înscriem pentru viață, e o pledoarie. Fiecare gând care îl emitem în fiecare clipă, e o pledoarie pentru viață, longevitate, boală sau moarte. În funcție de ceea ce gândim. Avem, să zice, peste 70-90 de mii de gânduri pe zi, unii spun 50 de mii, n-are importanță că nu le poți număra oricum. Sunt multe oricum. Da, așa ca și cu neuronii. Da. Toată viața până acum am înțeles că sunt 100 de mii, acum zice, nu, sunt 75, lasă-mă, domn. Zic asta așa, ca să spui și tu că ai făcut ceva. Da. Că n-ai cum să numere asta. Ei, deci, iertarea înseamnă ștergerea acestei chimii, adică neutralizarea acestei chimii. Chimie care, spuneam, îți imprimă în ADN-ul tău modelul de boală. Ori iertarea șterge acest model. Iată-l pe Iisus explicat după 2000 de ani cu iertare. Când eu am sezizat lucrul ăsta, mi s-a părut un lucru extraordinar. Am zis, formidabil, formidabil. Este ca și cum el ar fi știut chimie. Și sunt convins că știe. Deci, asta este iertarea. De aceea este nevoie să iertăm. Întrebați-mă în particular, am să vă spun apropo de ceva de iertare, până unde merge. Dar nu vreau să o imprim aici. Da, okay. În practica de cabinet,
am observat că există multe emoții captive moștenite încă din perioada intrauterină. Apropo de Nelson și Tidiana. Care este influența celor 9 luni de sarcină asupra viitorului copil? Uite, există și informații de ordin, să spun mai degrabă, filozofic, dar în clipa de față și OMS a emis o serie întreagă de reguli vis-a-vis de procreare, de concepția unui făt. Iată, am avut o conferință pe tema asta, de sunt în temă. Da. Cel puțin cu 8 luni de zile înainte, doi oameni care vor să procreeze trebuie să pregătească. Adică, mama evită fumatul, evită alcoolul, evită stresul, pentru că a crea un copil sub alcool, sub influența alcoolului, se și spunea în anumite țări în care nu beau decât în weekend, că restul nu era permis, făceau copii de weekend, că dacă se îmbătau aveau chedă, procreere, să zic așa. Și atunci copiii ieșeau puțin tulburi, sau pot ieși. Deci, este un mod de a pregăti asta. Bun, există o ecografie făcută în timpul unei sarceri. El cu ea, soțul cu soția. Ei bine, în momentul în care se certau, copilul ăla tremura pur și simplu, mișca din toate membrele lui. Adică e clar că într-o sarcină nu ai voie pur și simplu să fii stresat, nu ai voie să folosești nimic din toate toxice acestea, încă toate se reflectă asupra copilului. Acum, eu dacă ați fost la conferințele mele, am spus că între cer și pământ, între creator și om, nu bărbatul este esențial, ci femeia. Bărbatul nu-l dă decât o moleculă prin care îi indică sexul. Dacă are un XY, este un băiat, dacă are XX, este o fată. Restul, toată sarcina genezei unei ființe este a mamei. Corpul ei este pregătit pentru asta. Degeaba punem noi bărbatul că e mai musculos și că el a făcut legile și Constituția. Să și spune că dacă Iosefina nu l-ar fi înșelat pe Napoleon, codul lui Ana ar fi fost favorabil. Așa poți să vei planul 2. Da. Pentru mine Napoleon și Eminescu au fost acele mari genii ale lumii. Sunt. Mă rog, gândiri de adolescent. Deci, este foarte important. Am scris cele 9 luni am scris cartea aceea, pe care am tradus-o din franceză, care mi s-a părut extraordinară, care acea ființă care urma să se nască, spune, maestrii mei mi-au spus să vă întâlnesc, deci această decorporalizare, întâlnirea prin spirit, acum să vă spun ce se întâmplă în cele 9 luni, cartea fiind cele 9 trepte. Da. Mie mi-a sezizat-o cineva și am zis așa ceva trebuie să știe și neamul meu și am ținut neapărat să o traducem și să o publicăm. Pentru că eu mă consider dator acestui neam, acestui pământ și acestei lumi. Am spus, dacă există, trebuie să las ceva lumii, așa cum lumea mi-a lăsat mie. Că n-am creat eu lumea și știința. De ori am beneficiat de ea. Sau poate unele lucruri să spun că voi fi avut și eu. Așa, aici, colo, mică stălcire. Deci, ea spune, acum, când pe pământ la voi sunt foarte multe lucruri neînțelese. Și atenție! Zice, am fost rugată să mă exprim în termeni accesibili tuturor, pentru că voi aveți mai multe religii și să nu vă mai certați între voi. Ea povestește, de pildă, avea una care plecase înainte ei să se întrupeze și o vizita din când în când, erau vecine. Când spun lucrurile astea, lumea cred că... Bun. Și o întreabă, zice, bine, dar tu când ești aici, cel care e mama ta, ce faci? A, păi eu sunt în legătură mereu cu el și știu ce se întâmplă acolo. Dar nu asta am să spun. Aia spune, cum te împaci cu mama și cu tata? Zice, uite, seara când vin acasă, spun, zice, tata o oră, știu eu, 5-6, e ora ta când discutăm cu tine. Ce nu știi cât de fericită sunt când discută cu mine. Băi, înțelegeți niște lucruri formidabile. Băi, eu rămân la asta, marcat. Cum alții trec pe lângă ele și nu le rețin? Pe cuvânt. Păi mi s-a părut că este formidabil să știi niște lucruri. Nu mai spun că bărbatul este învățat să ia vitamina E înainte de a procrea, pentru că asta are mare importanță pentru vitalitatea mădurii. Are mare importanță, v-am spus,
că ei să nu se certe, să nu se streseze. Orice substanță chimică, și fumar, și alcool, și toate astea, influențează fătul. Și Stanislav Grof a studiat foarte mult aspectele astea și el spune că în momentul genezei se formează două linii, o linie pozitivă și linia negativă. În momentul în care el ajunge un adult, toate fenomenele cu semnificație pozitivă au ecou, rezonează cu matricea pozitivă din făt, din noi, care am moștenit-o de la părinții noștri, mama noastră, și toate evenimentele negative intră în ecou cu matricea negativă. Deci important este ca noi să evităm negativitatea tocmai pentru a rezona numai cu partea bună din noi. Înțelegeți câte lucruri se leagă? Da. Și tot din practica de cabinet am observat că acolo unde au existat diferite discuții în a aborda copilul, fătul a perceput și există așa numita rana de respingere sau de abandon, de fapt mai bine spus, care se dezvoltă și acești copii și mai departe adulți, evident că suferă, se perpetuează această rană și ajung la un moment dat când doresc să-și întemeieze o familie și nu poate să-și întemeieze o familie pentru că în ei există această emoție captivă încă din perioada intrauterină. Sunt două lucruri aici. Vorba de lucrurile captive, de emoțiile captive care nu sunt consumate. Ele emit niște peptide, deci o substanță chimică, spuneam că vrem, nu vrem, trecem prin chimie. Și aceste peptide se localizează pe un organ, că e ficatul, că e rinichiul, etc. Și pot să rămân acolo o viață. Dar rămânând acolo și fiind expresia unei emoții negative, ADN-ul se însușește modelul de funcționare negativ, proteinele care le fabrică el acolo, fiind blocat de această chimie negativă, el fac proteine negative și la un moment dat când se acumulează la nivelul X, adică cumul ăla duce la patologia respectivă și omul respectiv se trezește cu o boală care habar nu are că el odată a fost supărat, etc. Totdeauna eu întrebam ce supărare a avut pentru că făceam conexiunea și se ziceam că chiar după un an sau chiar de mai mult. Ceea ce am văzut noi la Dallas atunci era o metodă prin care aceste emoții captive, Nelson a făcut școala asta și pot să fie date. Vreau să spun, doamna Adina, plec la Sinaia cu fiul meu, am cărat cărți după mine că astea sunt, așa au cu Dumnezeu. Și mi s-a decompensat o discopatie. Mă durea îngrozit, nu puteam să stau nici cum. O sună fiul meu pe Titiana, ea la București, eu la Sinaia, și îmi face exact ce ați văzut dumneavoastră acolo. Doamnă, sunt neurolog. Și da, eu am tratat în viața mea discopatiile. Ce puteam să-i fac? Să-i dau un antalgic și îl petrece două ore, să-i fac o anestezie cu xilină sau novocaină, trece 4 sau 5 ore, după care durerea la loc. E bine, femeia asta, fără să mă atingă că eram la distanțe, îmi ține protocolul ăsta și iată-mă de atunci până acum nu știu ce durere. Bine, vreau să înțelegeți că eu ca medic n-am văzut în viața mea așa ceva, îi spui unul e gata, bine, ea n-a doar a spus și durerea dispare. Nu, pur și simplu, acolo ritualul ăsta lui Nelson. Da, 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 am făcut și eu școala lui Nelson și știu. Nu mi se pare că este un lucru formidabil? Da, da. Este formidabil, este extraordinar. Este. Adică eu ca medic mă mir și am fost profesor, nu oricare medic. Exact. Așa ceva n-am văzut. Da, dar pe de altă parte, un adult nu știe practic ce s-a întâmplat în perioada intrauterină. Evident că da. Păi, Toma, asta e pentru că Nelson a elaborat un tabel da. Cu emoțiile, ce duce fiecare și aia le ia părând. Și în momentul când a ajuns la asta, pentru că este testul ăsta neuromuscular, a văzut că face asta. Unii o fac mișcare, asta ea face asta. Eu fac o radiestezie, de exemplu. Bun. Da. Ei, în momentul ăla, acolo spune, ăsta e. Tot corpul spune. Și atunci ea făcea acest ritual, care l-ați văzut. Dar mai e un lucru, asta cu emoțiile, liberarea de emoții, știi, sunt mai multe tehnici și apăsări de puncte, dar am văzut școlile astea. Uh-huh. Și sunt reale. Da. Nelson a găsit metoda lui. Super. Cred că doamna asta a adăugat mult la chestia asta, pentru că am fost pe ea, cu ea pe Zoom, ea era din toate, era trește la Dallas, era cineva din California cu o durere de umăr, spunea de vreo nu știu câți ani, 10-11 ani, și tot așa i-a trecut pe loc, ceea ce spune enorm de mult despre asta, i-a învățat, am spus acolo la Dallas, un medic, un vindecător,
care însușește o metodă. Dacă în timpul aplicării n-a învățat nimic în plus din experiența lui, nu trebuia să se ocupe medic sau vindecător. Ea are o minte care a permis să adauge. Exact. Și cred că din cauza asta se efectuă. Al doilea lucru. Contează enorm de mult încărcătura energetică a celui care face asta. Oh, da. Eu am învățat pe cineva de la Colentina să facă acupunctură și eram după o gripă destul de slăbit. A venit pe la mine întâmplător. Și domn profesor, pe mine asta m-ați învățat să vă las așa. Doamna Dina, mi-a făcut niște ace, care mi-au făcut mulți alții și chinezii. Am simțit exact ca la carte tot meridianul ăla și o refrișare imediată. Am zis, Dumnezeu, ce înseamnă energia unui om. Omul ăsta a făcut pușcărie 15 ani. Era la Institutul Medico-Militar, a tratat un prizonier neamț, l-a ascuns, s-a aflat, l-a condamnat 20 de ani, a făcut vreo 15 ani, un om al suferinței. El n-a mai putut, după aceea l-a făcut profesorul Cincă, care era un om cu secat, el a făcut tehnicia, nimeni nu vrea să-l primească, că vezi, doamne, ai fost pedepsit în comunism. El a acumulat energia aia, vă dați seama, a suferinței. Atunci mi-am dat seama, câtă diferență între oameni vis-a-vis de suferință. Unul te tratează, da, vag, ai ceva, iar altul din potrivă. Contează enorm de mult fiecare dintre noi cum suntem. De aceea ar trebui să fie o școală a cumului de energie a oamenilor să formeze, dar deocamdată medicina nu vorbește despre asta. Dacă îi spune despre energie, ai domnule, energia lui e medicamentul, Big Pharma, să trăiască, nu trebuie să trăiască. Cu toate astea, pot să vă spun că la seminarii și la cursurile mele au început să vină tot mai mulți medici și asta mă bucură. Încep să... Slavă Domnului, că m-au... și altceva. M-au suduit destul. Dumneavoastră este cel mai bun exemplu, ca să spun așa. Numai dacă vă citesc cărțile, își dau seama că există și altceva. Vreau să mai spun un lucru, care are legătură cu ce a spus dumneavoastră. Un copil, să zicem că se naște normal. În primii doi ani, el are o zestre dublă de neuron, număr dublu de neuron. Dacă, teoretic, spunem că naștem cu 100 miliarde de neuron, el are 200 de miliarde. În primii doi ani se formează toate conexiunile cu care el va opera toată viața lui. Ei bine, aici este extrem de important și asta am ținut mereu să spun. Dacă mama îl iubește pe copilul ăla, în primii doi ani, el a înțeles că lumea este de bunătatea mamei lui. Și el se naște cu o matrice a binelui și cu respect pentru semen și bunătate din unitate. Dimpotrivă, dacă mama este ostilă, n-l interesează, îl dă doar la o bonă, nu stă de vorbă cu el. Sau e ostilă, aici mult mai rău, dacă el e ostilă, toate conexiunile lui nervoase, spuneam, că se urmează în primii doi ani, sunt acele ale răutății. El crește cu ideea că lumea e rea și când ajunge adult, se întâmplă două lucruri. Dacă e puternic, de la natură, lovește. Dacă e slab, va fi un tip fricos, în fricoșat de oricine, de orice om care îl vede mai solid decât el. Aceste lucruri se știu, se cunosc. S-a făcut experiența asta pe animale, pe șoricei. Simplu, se ia puiul unei mame și se dă la alta. Aia nu-i recunoaște, se poartă urât cu ei. Puiul ăla, pe urmă sunt probe de labirint, când el e adult, se vede că el este foarte perturbat. Dimpotrivă, dacă îl aduce la mama lui, el își revine imediat. Deci contează enorm de mult dragostea, afecțiunea pe care o oferă mama unui făt, unui copil, pardon că făt e numai nou, unui copil care este la vârsta la care el trebuie să învețe ce este lumea. Lumea e modelul mamei, mai asta înțelegeți lucrul ăsta? N-am auzit experiența asta nicăieri. Copilul e modelul mamei. Eu am avut noroc de mamă care a fost foarte iubitoare cu mine. Și cu toate acestea, ce se întâmplă cu copiii adoptați? Care sunt privilegiați de această iubire? Da, consecințe mai multe, dar dați-mi voie să nu le abordez, pentru că ajungem acolo unde n-ar trebui. Ok, am înțeles. Cu toate astea, mulți copii aleg să se nască într-o familie cu posibilități reduse, și astfel ei vor dori să-și depășească propria condiție. Care este în perspectiva dumneavoastră motivul? Își poate modifica omul destinul? Oh, da. Destinul e un drum cu mai multe intersecții. Când te-ai oprit acolo, depinde pe ce parte e. Evident,
Nu poți să vorbești despre destinul unui om decât dacă îți privești retrospectiv propria ta viață. Niciodată anticipativ, că nu știi ce se întâmplă mâine. Dar ce ai trăit tu, exclus să nu știi. Deci pot să spun din punctul ăsta de vedere, ca să vă răspund pe concret, este fără îndoială că eu sunt expresia efortului meu de a fi, de a mă instrui, dar de enorm de multe ori au intervenit și evenimentele prin destin. Nu știu, stă în minte să spun sau să nu spun ceva. Deci, mie mi s-a spus, eu știu existența mea, s-a comunicat din alte planuri. Și mi s-a spus că, întrucât în alte existențe am avut tot funcții în alte, aș fi fost la un nivel de orgoliu teribil de mare, care mi-ar fi fost un obstacol în calea evoluției spirituale. Și atunci s-a hotărât să mă nasc într-o familie simplă, ca să cresc sub influența unei să mă mișez modestia de care aveam nevoie în viață. Și atunci s-a spus următorul, că eu m-am născut în 38. Ei, această expresie de care m-am codit să o spun sau nu, se știa că acolo unde te vei naște, evenimentele sociale se vor schimba și îți va permite accesul la studii de care aveai nevoie pentru îndeplinirea misiunii tale. M-am născut în 38 noiembrie. În 39, Hitler atacă Polonia. Mice Eliade. Vreau, nu vreau, am citit în caietele lui, soarta mea, destinul meu a fost hotărât de un Stalin și un Hitler. Da? Pentru că el a venit, comunismul a plecat și a devenit Mice Eliade, rămânând aciv, pentru că fusese înscris la legionare, ăia primii care erau cu luminarea satelor, nu ăia care au început cu uciderea, că au fost două forme de legionari, n-ar fi făcut decât pușcărie. Deci, aceasta înseamnă destin. E categoric că există un destin al lucrurilor. Deci, fără îndoială, eu aș putea să am orgoliu să spun, eu m-am construit, am învățat, eram deștept, eram genial. Nu e așa. Sunt enorm. Bun, ai învățat carte, că nu dă, mi-a zis cineva, a făcut partidul. Da, domnule, să știi că toată Exan se ducea secretar de partid de Exan pentru mine. Nu, lasă-mă cu prostia asta, imbecilitatea asta. Nu, sigur că tu faci efortul, dar a crea circunstanța în care eu am putut să ajung să dau un examen și să-l iau. Dacă circunstanța asta nu era, poate rămâneam acolo la baza lucrurilor. Deci, enorm de mult constanță contează circunstanța socială. V-am dat exemplu de acel frate, cel care a ajuns ministru, tată să cheltuie o avere ca să facă dreptul pe vremea aia. Erau taxele mari, enorm, și mi-a spus că aș fi terminat cu un costum făcut de mama sa în război. Deci, cam de maniera asta era să faci școală înainte pe vremea regimului burghez. Să fim serioși. Asta e altă discuție. E, dacă ăsta nu există, n-a fost decât pentru ăla destin. Ăsta nu. Deși avea o minte strălucită. Dacă vedeți scrisul lui, era ca anotor pe vremuri. Formidabil, extraordinar. O minte vie, vie, acută. Ei, au avut aceste circunstanțe. Asta e destin, domnule. Sigur că poți să zici, eu sunt cel mai tare din univers, ca să nu spun termenul ăla, parcarea. Dar da, nu e adevărat, nu e adevărat. Se contează enorm circunstanțe sociale. Pot să vă spun că am simțit de enorm, enorm de mult mâna destinului, mâna divinității. Cred că pentru scop de purificare, de pildă, mă comportam ideal și venea deja o lovitură. Un test de credință, spunem noi. Da. Păi după ce am scris inteligența și am stat anchetat, atunci am spus, făceam așa, Doamne, știi că n-am decât să te demonstrez pe tine, de ce mă chinui? De ce mă pedepsești? Și răspunsul? Eram, recunosc că eram foarte revoltat atunci. Dar a fost un moment. Pot eu să nu-i spun Dumnezeu să rămână pentru ceea ce sunt? Exact. Da. Frații mei erau ingineri. Bun. Ce vrei? Unul din frații mei spunea Iorga, a fost foarte deștept. Dar nu ieșea dintre cărți. Atât strict, aveam cu el discuții, păi, dar veniți, nu mă făcea el, nu mă, că așa scria, că mă lasă, dar tu ce sui? Bun, un tip care făcea matematică, învăța limbi străine, era teribil. Eu am fost însă creativ, creator de idei. Am mers mai departe. Pe asta nu-i destin? Da, da.
adică îți dă creierul necesar ca tu să poți face lucrurile alea. La un moment dat am zis următorul lucru, bine, creierul mi l-a dat Dumnezeu, dar voința a fost a mea, am zis eu. Păi am stat, fii serios, dacă nu-ți dădea și voință, nu a face nimic, pentru că ne-am avut ația colegi, comite strălucită, dar n-au voință să facă ceva. Mai degrabă, oameni din eșalonul 2, cum eram eu, care nu mă băseam, aveam și 9 și 10, dar nu vreau neapărat 10, 10, 10, înțeleg. Nu mă interesa, zic, când voi face eu profesia mea, atunci mă ocup. Investesc tot efortul meu, toată energia mea intelectuală, de ce neapărat acum? Ei, ăia n-au ajuns mare lucru. Ori au obosit, ori n-au voința. Cert este că dintre cei care au reușit în frunte, nu erau că au fost primii cei de promoție. Sigur că unii sunt și, ne exclud. Dar deseori am sezizat că la o minte obișnuită, o voință face mult mai mult decât o inteligență fără voință. Așa este. În cartea dumneavoastră, Creierul și Mintea Universului, scrieți că există o coerență între inimă și creier. În practicile de meditație se spune că îți cobori mintea în inimă pentru a te centra sau ruga, când de fapt inima generează acțiunea către creier și nu invers. Cum explicați acest fenomen? Mai întâi, n-am spus că există o coerență între inimă și creier, ci că trebuie să existe. Okay. Deci, funcționăm pe două registre. Unul este cognitiv-rațional și pe registru afectiv, care e al inimii. Lucrul ăsta nu e foarte vechi, e foarte nou. Pentru că de-abia în 1992, în California, la Institutul Inimii, mă rog, ei spun matematica inimii, mie nu-mi place matematica inimii, mă rog, și spun Institutul Inimii din California, fiecare cu ale lui. Deci, din 92, ei au sesizat că inima are un întreg potențial, inclusiv afectiv. A fost o familie de neurologi care au numărat peste 50 de mii de neuroni la nivelul cordului. Și au zis, au făcut institutul ăsta ca să utilizeze potențialul inimii, să găsească tehnici de a utiliza întregul potențial al inimii, pentru că dacă afectele noastre sunt în inimă și acum știm și acest Richard Davidson, institutul lui, a demonstrat de asemenea lucrul ăsta și el, ce înseamnă asta? Inima, fiind miocard, care este cu capacitate de contracție și emite un câmp electric, ea emite până la 5 metri. Creierul nu poate emite, este neuron și are multe alte straturi care conjoară creierul, deci capacitatea de emisie a câmpului electromagnetic este mult mai mică la creier decât la inimă. Deci, cel puțin 5 metri emitem la câmpul electromagnetic. Dar trebuie să vă lămuresc alt lucru. Tot ceea ce este viu emite un câmp electromagnetic. Câmpul electromagnetic este purtătorul, dacă vreți, al gândurilor noastre, al energiei noastre. Cu cât acest câmp este mai mare, cu atât potențialul nostru este mai mare. Ei bine, în clipa de față se crede că afectele sunt la nivelul inimii și că el este trimis creierului care le dă expresie neuronală, în centri afective, etc. La modul concret, nu întotdeauna s-a știut că gândim cu creierul. Unii simțeau emoția în stomac, deci cu stomacul. Unii simțeau în inimă, deci cu inima gândim. În sfârșit, au venit unii și au zis, domnule, a fost greu până când s-a văzut că se gândește cu creierul. Înțelegeți? Din punct de vedere concret, odată era gata să văd, veneam de acasă, de la țară, de la Paște, eram cu fiul meu pe mașina a doua și nora mea era cu fetița în prima mașină și era gata să facă un accident cumplit. În clipa aia am simțit o lovitură groaznică aici, cumplită, pe care am avut-o câteva zile gândindu-mă la asta. Deci era clară că afectul nu a fost al creierului, ci a fost la nivel visceral, cumplit. Ce înseamnă coerența? Se spune că, și cred, ceea ce noi numim adevăr, cunoaștere, este de fapt la nivelul inimii. Când eram mai tânăr și nu știam toate lucrurile astea, că nimeni nu s-a născut învățat, poate doar Iisus, eram obligat să decid într-o situație, da sau nu. De câte ori mi-ascultam creierul, dar foarte adesea greșeam. Și mi-am dat seama, instinctiv, nu știam nimic din toate ce știu acum, că e o senzație la inimă. Și dacă senzația aia, în momentul când eu îmi pun întrebarea, este
benefică mie, înseamnă că așa trebuie să fac. Dacă senzația era ca un nu, parcă se strângea inima, nu fa asta, de câte ori mi-am ascultat inima, a fost exact așa. De câte ori am ascultat numai creierul, destul de îndeșit. Adică mi se deschidea inima la absolut. Ei, acum știu de ce, pentru că adevărul este în inimă. Va să și spune, dacă există un Dumnezeu în noi, lumina aia este la nivelul inimii. Și m-a rugat o familie de medici, familia Terțan, am doi medici, din Baia Mare, care au studiat câteva cazuri de moarte clinică. E unul dintre ăștia am învățat enorm de mult. Era un tip mai grăsus care a făcut un infart, nu avea habar de moarte clinică, de nimic de toate acestea. Dar în momentul în care a ajuns la spital și fiica s-a plângea și doctorul erau pe lângă el să-l reanime, el se vede că plecând din zona inimii o pată de lumină ca o monedă, se vede deasupra și vede ce se întâmplă cu pata lui care plângea, cu medicii, și gândea el, a zis că eu sunt o pată de lumină, pot să gândesc că e o pată de lumină? Doamne, niciunul, și a scris o carte pe tema asta, niciunul n-a avut această reprezentare, domnule. La formidabil, un tip care era complet, complet afon la materie de parte clinică și de ceea ce vedea. Deci, această lumină care a plecat din inimă a fost cea mai perentorie dovadă că, într-adevăr, ce se spune că dacă există o divinitate în noi, aceea este în inimă. De aceea adevărul este acolo. Ei bine, noi trebuie să punem în acord. Ce înseamnă dezacord între inimă și că una gândesc și alta fac? Ce faci tu altceva și nu e pe măsura inimii a afectelor, este un dezacord. Asta se cheamă haos. În momentul când tu, ceea ce gândești, cum spune dumneavoastră, cobori creierul în inimă, ești în acord cu inima ta, atunci se cheamă coerență inimă-creier. Atunci este ordine. În cartea mea a trebuit să cer avizul la francezi, care au reprodus imaginea asta al haosului și o sincronicitate, ordine, și mi-au dat acolo și am imaginea în carte. Când inima, creierul este în acord, este în sincronicitate cu inima și când este în haos. Haos înseamnă boală. Ei bine, tot institutul și Bredon și alții au creat metode prin care noi, prin meditație, să punem în acord inima cu creierul. Ce se întâmplă în această sincronicitate, în acordul între inimă și creier? Prin meditație. Se întâmplă niște lucruri formidabile. 1. Toate emoțiile noastre pozitive, bucurie, etc., etc., toate sunt exaltate. Se emit așa zisul hormon al tinereții, dihidroepiandrosteronul. Este hormonul tinereții. Înseamnă longevitate, înseamnă generozitate, înseamnă blândețe, caracter. Și Institutul Inimii din California a sezizat că în momentul în care tu meditezi, Greg Bredon spune că poți să pui inima, mâna pe inimă și să meditezi. Dar astea nu-ți cer neapărat asta, dar să te concentrezi pe area inimii la sentimentele de recunoștință, de mulțumire, de apreciere, de compasiune. Că astea patru cuvinte, spune el, au o foarte mare eficiență ca efect al acestei meditații. Asta înseamnă să realizezi coerența inimă. Vine acest David Sherman Schreiber, pe care eu l-am stimat foarte mult, era un psihiatru, făcea parte din marea familie a Schreiberilor, care sunt numai medici, miniștri, oameni de cultură. Tatăl său, în 70, a scris Revoluția Petrolului, au creat revista aia franceză, L'Express, în care l-am citit pe vremuri, și el era psihiatru la Cincinnati, un tip experimentator. Și făcea experiențe cu această rezonanță de ce se întâmplă în creier când gândesc, până când odată, făcând, punându-l asta, că avea o tumoră în creier și a murit săracul pe vreo 15 ani. Dar era un om, apropo de, când eu am descoperit că expirul ăla profund, el cel care te relaxează, te încarcă cu energie și cu o dulceață pe care o simțeam numai când dormeam în copilărie. Simțeai că în creierul tău curge parcă o dulceață, așa, ce, o energie alea formidabilă. Somnul ăla din copilărie nu l-am mai avut niciodată. Ei, așa simțeam eu la asta. Am găsit-o și la el. I-aș fi putut să am orgolul. Eu am descoperit. Nu, domnule, dimpotrivă, dacă și el, omul ăsta, care era un om de știință, a găsit-o, înseamnă că doi oameni au ajuns la aceeași concluzie. Peste un lucru formidabil. Că n-am avut orgoliu, eu am făcut asta, ci din potrivă, mă confirm prin el. Exact. Așa trebuie să privești lucrurile. Noi nu suntem Dumnezeu, suntem niște bieți oameni. Și dacă
tu te înconjuri cu carapacea asta, tu și de la tine dincolo nu mai e nimic, atunci degeaba gândește, degeaba vrei să fii. Dar toate lucrurile astea n-au nicio importanță. Mai departe, mai există o coerență. Că v-am referit la acest psihiatru, David Sherivan Schreiber. El descoperă că în clipa când gândea ceva frumos, de pildă, s-a imaginat că era într-un par de trandafiri, splendoare, ce-mi plac și mie. Inima era în sincronie cu creierul. Undele creierului erau sincronizate cu undele inimii. Superb. În clipa în care s-a pus să facă calcule matematici, a creat haos. Că trebuie să se gândească, trebuie să facă calcule, înțelegeți? De unde deducția? Că în momentul când tu meditezi la frumusețe, îți creezi ceva, un tablou frumos, intri în coerență cu inima. Mai e un lucru, apropo de coerență. Inima bate nu strict egal, ci în funcție de ceea ce gândești, sunt câteva miimi de secundă mai mari sau mai mici, adică ritmul crește sau scuze, și reacționează la toate emoțiile noastre prin această frecvență, variația frecvenței cordului, care cu vârsta se diminuă. Ce înseamnă asta? Noi credem când ne vedem EKG că sunt pe valori egale. În realitate, măsurând miimi de secundă, s-a văzut că nu sunt egale, ci inima reacționează cât mai rapid la emoțiile tale, la tot ce faci tu, prin aceste miimi de secundă, adică rapid inima îți trimite volumul de sânge. Vă dau un exemplu la tinerii care cresc înalți și până pe la 25 de ani pot să leșine. Ce se întâmplă? În clipa când eu mă ridic în picioare, în ortostatism, inima trebuie rapid să reacționeze și să trimite volum de sânge la creier mai mare ca eu să pot sta în picioare. Dacă nu ajunge repede și atunci tu înaintea inimii, poți să leșini, să cazi. Foarte mulți neinspirați spun, ai epilepsie. Nu e nicio epilepsie. Venea la mine cu chestia asta, dragul meu, stai liniștit, ai leșinat. Peste câțiva nu mai leșin. Se maturizează inima, adică capătă forța să trimiți acolo. Dați-vă seama ce lucru formidabil este creatura umană. Deci inima trebuie să trimite imediat volumul de sânge acolo. Dar hai să vă spun un lucru mult mai formidabil, care bate toate științele lumii. Eu stau și vorbesc cu dumneavoastră aici și totdeauna mă gândesc să ridic mâna, uite, am nevoie, știu, fac cu masa așa, ridic mâna sus. Aflați, cu câteva miimi de secundă înainte, ca eu să fac gestul ăsta, în centrul din creierul meu care are rolul, misiunea să-mi ridice mie mâna, se face o vasodilatație, se modifică EEG-ul, pentru ca centrul respectiv să fie hrănit și eu să pot ridic mâna. Dar asta e înainte ca eu să mă gândesc. Cine mă gândește? Atunci am scris, Doamne, suntem gânditori sau gândiți? Doi oameni, unul liber și cred că e român, că Helen Sirigu din Franța, te zizea chestia asta. Că înainte ca eu să mă gândesc să fac un gest, deja centrii care sunt implicați în mișcarea mea sunt activați. Cine știe ce vreau să fac? Eu sunt neurolog. Dar îmi pun aceste întrebări. E logic. Unii spun că-s nebun că pun întrebările astea. Nu, e normal ca mulți dintre noi să ne punem, dar le luăm așa cum sunt, nu le studiem. Pe de altă parte, noi în Kabbalah spunem că lumina știe înainte de noi ce are de făcut. Religia dă explicație mult mai bună decât știința. Dar noi nu vrem să apelăm la religie. Vai, ce e asta? Suntem o știință. Și este și știință. Dar știința nu trebuie să respingă religia, ci din potrivă, să le armonizăm. Și cum erau pe vremuri, se studiau împreună, de fapt. Absolut. Da? Dar nu realizează că e un lucru formidabil? Este. Ca cineva din mine să știe ce vreau să fac eu? Este. Asta este baza spiritualității și bine ați făcut că ați început cu asta. Asta înseamnă spiritualitatea, să gândești lucrurile astea. Doamne, dacă ceva bun am făcut în viața asta a fost că mi-am pus întrebări. Să și spune. Nu răspunsul este atitudinea cea mai inteligentă, ci întrebarea care ți-o pui. Așa este. Eu toată viața am pus întrebări. Sunt rezultatul întrebărilor mele. Viața la țară era îngrozitor de monotonă. Eram foarte mic când dormeam pe prispa casei și am văzut un răsărit de soare într-o policromie fantastică de culori
Și au senzația că mă întreabă. Când spune, ei, te-ai născut, știi de ce? Care e sensul vieții? Și în copilăria mea, cred că aveam vreo 9 ani, zic, sensul vieții să te bucuri. Păi ca un copil care trăiește la țară și vezi și mormântări și toate astea, nu mai e doar bucurie, zic, dar nu mai bucurie. Să suferi. Dar cui servește suferința mea? Nu pot să răspund. Și atunci am spus următorul lucru. Trebuie să mă pregătesc de asemenea manieră să pot răspunde întrebarea care este sensul vieții. Acum sunt prea mic să pot răspunde. Asta a fost toată existența mea. Am început cu literatura autohtonă. Primul roman a fost Marea lui Slavici și cu personajele. Pe urmă, în liceu, literatura universală, în facultate, am făcut filozofie, istoria culturii, religiilor, artea, sexualității, etc. Enorm de mult. Mii și mii de pagini. Să știu să răspund această întrebare. Concluzia. Dumnezeu mi-a îngăduit să știu cu mult mai mult decât ce mi-am propus eu când m-am pregătit. Eu am vrut să răspund doar la întrebarea asta. Și Dumnezeu mi-a dat experiență. De ce nu crede toată lumea? Există două maniere de a ști lucrurile. Citești, cum am citit și eu și citești toată lumea. Dar dacă tu nu ai experiența directă a comunicării cu această dimensiune spirituală, să-i spunem, de dincolo de noi, tu ai obligația ca om onest de știință să citești pe ăla care l-ai citit. X zice că ar exista nu știu ce, că există Iisus, că este Dumnezeu. Dar eu n-am nicio dovadă, deci pot să cred sau să nu cred. Atunci este la, ori la naivitate sau inocența omului simplu care crede, ori la superioritatea omului de știință care crede că știe că nu există. Dar când ai experiențe directe, cum am avut eu, în clipa aia nu te mai poți îndoi. Ați înțeles de ce am scris despre asta? Lumea crede că sunt un naiv și că am vrut eu așa să fac un serviciu religiei, că dacă toți o neagă, de ce să nu scriu și pentru? Nu e adevărat. Eu am avut experiențe de mic. Vă pot și spune prima mea experiență. Frații mei erau mult mai mari, mama a avut 8 sarcini cu 9 copii, 2 gemeni și cum nu era doctor niciodată acolo, mă bubureau toți. Și atunci, cel dinaintea mea era geologul, avea copta mai mare, fratele meu inginer avea cu 11 ani și sora mea cu 13. Eram ultimul. Poate 4 din 9. Nu exista doctor și cum era șansa? De-aia îmi dau seama că sunt rezultatul selecției. Toți aceia omului. Da, selecția naturală lucrează. Înțelegeți? Ei, eu fiind mic, când aveam încă pantalonaj și stăteam pe lângă mama că războiești și între sobă și tot meșteream, eu auzeam pe frații mei mai mari vorbind despre diverse dulciuri și eu ziceam, ce-or fi alea? După un timp mi-a venit. Da. Am crezut că... Da, și eu la fel. Da. Deci, după un timp mi-a venit. Vorbeau de bragă, de pildă, nu știam ce e. Și atunci, în mintea mea, nimeni nu mă crede când spun ce este asta. A fost următoarea întrebare. Mi-a venit fiindcă am gândit sau a fost întâmplare? Hai să mă gândesc la altceva. Să-mi vine? Și pur și simplu asta am făcut. Dar nimeni nu crede că la vârsta aia puteam gândi asta. Și făceați acest exercițiu. Exact. Practic. Nu, dar eu știu că m-a încercat mama. Știu din brațele mamei. A memoria din copilărie. Deci, la țară, când cineva venea și ia un copil acolo, îi aduceau ceva. Dacă n-avea, dădea o monedă de aia 5 bani. Câte de-astea am înghițit că îmi plăcea metalul. Abar n-aveți. Bun. La țară, să mă gândesc la ceva. La țară, cozonac nu se face decât de Paști de Crăciun. Țăranul. Restul, piața aia nenorocită, amărâta lui. Ei bine, m-am gândit la să-mi aducă cineva felii de cozonac. Pe cuvântul meu, după o săptămână, mi-a venit, uite, așa era, ca un trapez. O fie de cozonac, subțire. Din clipa am știut că dacă gândesc insistent sau intens la ceva, îmi vine. Toate cărțile pe care le-am dorit, le-am gândit. Nu aveam. Dar lucrul cel mai formidabil, când am în clasa 5, am făcut istoria lumii antice și am învățat despre misterele, Eleuze, etc. Care ne spunea că la Eleuze se duceau oamenii și puneau întrebări cu daruri și popii, niște șmecheri le luau darurile. Și erau niște preotese care îi mințeau pe... și zice, unul pleca la război și se ducea la preoteasă, preoteasa îi spunea, că ea, mai mă întorc sau mor în război? Vei muri, nu vei trăi. Dacă ăla trăia, se ducea, bine, mi-a spus asta, zice, vei muri? Nu, virgulă, vei trăi. Eu eram în clasa 5, aveam 12 ani și am spus, nu se poate.
ei, care au pus bazele culturii lumii occidentale, să fie atât de tâmpită ăla că-i muți virgula. Și atunci am dorit insistent să găsesc nu prostiile astea comentate de critica marxistă, comunistă, că era propagandă, cum fac și acum. Asta înseamnă politica. Politica e propagandă, nu e adevăr. Să fim serioși. Ei bine, am dorit să găsesc o carte să-mi explice concret ce se întâmplă acolo, ca eu cu mintea mea să deduc adevărul. Am gândit această carte, am întrebat pe toți care știau, scriitori, etc. Nimeni nu știa dacă există. Într-o zi, eram deja cu un an înainte de a scrie, sau doi de a scrie inteligența. Mă duc, pe atunci era un prieten, Ginelu Mariță. Era regizor și poet. Și într-o zi mă la el, zice, Turle, ți-a găsit o carte care nu mai ție trebuie. Ce carte era? În franceză, Istoria societăților secrete de mistere antice. Doamnă, atenție! Cartea aia fusese scrisă de un istoric, Oscar Brion, în 1940. Era nedesfăcută pagina, ruginită de vreme. Eu, cartea m-a așteptat 40 de ani să fiu primul care o citesc. Păi ești nebun de când caut cartea asta, de unde știi? Păi zice, m-a dus la un prieten și până am face la un cafea, m-am primit bibliotecă și văd cartea să avea coperți roșii. Cartonată. Și mă uit în ea, văd cartea veche, necitită, păi ăsta nu o citește. Păi Dori trebuie asta, că ele cu aerele astea. Și ți-am adus-o. Da, să înțelegeți lucrul ăsta. Cum lucrează Dumnezeu? De ce am dorit-o? Dar în mediul meu, în anturajul meu, nu era nimeni care să o aibă. Era doar ăsta, dar nici el nu avea. A văzut-o acolo. Dar el mă știa pe mine, a luat-o de acolo și a zis, dă-i-o lui ăsta. Mă, înțelegeți cum lucrează Dumnezeu? Prin oameni. Doamne, să înțelegeți chestia asta. Da. E, când am văzut asta și că m-a așteptat 40 de ani să o citesc eu primul, că am tăiat foile alea, era coala tipografică netăiată. Exact. Atunci, Doamne, a spus, nu se poate. Există Dumnezeu, supra Dumnezeu. Îmi dați seama cum am gândit? Am motive eu să cred în Dumnezeu? Desigur. Atunci. Noi toți. Atunci, să mă lase cei care vorbesc și ei ca să nu tac. Da, o ultimă întrebare, pentru că suntem înainte de Paște și știu că dumneavoastră ați trăit o experiență unică în lumină hristică. Puteți să ne spuneți ce ați simțit în acel moment? Doamnă, eu m-am dus acolo să văd, fiindcă lumea vorbea. Am fost de multe în Israel, 5 ori. Am apucat și noaptea Paștelui și în ziua asta, dar n-am diferiți. Am ținut cu orice preț, m-am dus în excursie, nu era programată, dar eu i-am lăsat pe ei să duc acolo, soția a plecat cu ei și eu m-am dus acolo, erau câțiva români numai. Să stă 24 de ore, am intrat la ora 16 vineri până la ora 16 sâmbătă. 24 de ore stai numai în picioare, pentru că povestea este că lumina apare din mormânt și dacă acolo erau mii de oameni, dacă nu ești acolo lângă, nu vezi nimic decât dacă e lumină de la altul, cum luăm și aici. Păi mi-a interesat să văd cât de reală povestea asta. Când te dădeau înapoi, am învățat repede când te dădea poliția ca să rămână spațiu gol când veneau preoții, că atunci apărea lumina. Am învățat repede că dacă nu mă duc în față, când se întorc lumea, rămân în spate. Și atunci totdeauna rămâneam ultimul, ca în momentul când ne întoarcem să fiu primul. Așa am ajuns să văd lumina. În ziua când m-am dus, eu am spus, era 21:15, era lângă orificiu, a fost acolo, nu? Da. Lângă orificiul ăla pe unde apărea lumina, era un puș de vreo 10-11 ani. I-a prins instantaneu lumina. Când l-a văzut, a urlat, bineînțeles că și eu, la fel. Aprinde numai la oameni foarte puri, în anul anterior la călugări, a prins două din sfeznicele din fața mormântului și acolo unde era piatra mirungerii, câteva candele. Ăsta a fost de acolo. Deci, m-am cocoțat, am stat așa într-un picior 24 de ore. Prima lumină, n-am vrut să fotografiez pentru că blițul putea să mă înșel, să mă duc în el. Prima lumină a fost, dacă știți, când era tuburi de neon și îl aprindeai, apărea multe scintilații. Exact așa, plutea în aer, funigine, ca niște insecte, roz, albastre, în toate culorile. A fost prima formă de lumină. După aceea, am văzut cum de sus, din turlă, veneau dâre mari de lumină, cum era în ploaia torențială. Cădeau pe mormânt, mari, masive. Și din Sfântul Mormânt, din mormânt, iese o lumină albă, se proiectează ca și cum ar fi fost un glonț. Deci, dacă luați un chibrit și îl aprindeți și îl treceți prin aer, lumina rămâne în spate, că zidul de aer, lumina era ca un glonț.
deci non-fizică. A prins luminile, s-au luat fiecare, am luat lumină de la puștiul ăla. Eu eram cu un tricou și unul a căzut pe asta și am zis să nu mi-a foc, ăsta nici vorbă. Până am văzut că lumea lua lumina aia și o dorea pe față. Deci primele minute nu arde lumina aia. Primele minute nu e fizică, după aceea devine, pe 3 minute material. Devine lumină fizică. Ei, lângă mine era, cred că era rusoaică sau ucraineancă. O vedeam, era în genunchi după bluza aia de țesute de cânepă. Și au deodată spun, Boże, Boże, ia vișu tibe! Doamne, Doamne, eu te văd. Eu eram în picioare și am zis, uite, eu sunt intelectual, am venit să văd dacă e adevărat sau nu. Asta n-a avut nevoie. Ea e credinciosul. Te văd. Înțelegeți? Asta a fost lumina. Asta, practic, a simțit. V-a umplut sufletul. Vă dați seama. Totul. S-a mai întâmplat ceva. Eram cu cineva de la televiziune, era acolo, și avea o carte scrisă de un călugăr american care a trecut la ortodoxie și a făcut o teză doctorală, Lumina de la Ierusalim. Și mi-a dat cartea să o citesc exact în clipa aia. A venit așa. Până m-am citit scris și de greci. Exact aceeași istorie. Ori asta mi-a întregit foarte bine toate lucrurile. Adică Dumnezeu când îți dă ceva, ți-l dă ca lumea să știe. Vă dați seama cât de fericit am fost eu să o văd? Da, și cred că și acum simțiți când vă conectați la acel moment, simțiți plenitudinea. Este, absolut, este deci un moment. Nu se poate explica, de fapt. Este un moment unic. Așa este. Să o vezi cu ochii tăi, să o vezi cum se schimbă. Cum... Bine, eu având alte informații, mi-am dat seama că întâi lumina aia non-fizică și după aia s-a trăit lumina fizică, că numai asta. Pe urmă, știu toate lucrurile astea, că citind cum apare lumina, uneori apare sub formă de porumbel, altfel apar ca și cum din piatra de mormânt ies niște perle, alteori perlele cad pe mormânt și, și iese pe urmă cel, sub foarte multe forme de manifestare. Da. Da. Prima mărturie a fost până la vreo 80 de ani, până 1380, o călugăriță care a apărut aia și după aceea a fost mereu. Într-un an, acolo era stăpânirea otomană, într-un an șeful, nu știu cum se numesc ăștia turcilor. Sultan. Dar nu era sultan, era un grad mai mic, sultanul ăla. Așa, nu i-a mai lăsat să intre în biserică, pentru că voi vă lăudați voi cu lumina voastră și că numai la voi apare și la noi nu. Și a sigilat, a încuiat biserica. Atunci patriarhul, deci capul bisericii ortodoxe, s-a dus și a stat în genunchi în fața ușilor încuiate ale bisericii și s-a rugat. Lumina a venit prin stâlpul ăla, ați văzut la țară când se trăznește un om, când se face dunca, exact așa piatra, am și fotografiat-o. Piatra aia, pur și simplu, a fost crăpată până jos și a apărut lumina. Din clipea nu ea mai zis, gata. Există dovadă mai mare. Ce formidabil. Am văzut aia, am făcut și fotografie. Este colosale, cum se vede crăpătura aia până jos, în piatră. Vezi cât de mare Dumnezeu. De ce apare numai la creștini, la ortodoxi? E o întrebare. Dumnezeu știe. În sensul ăsta, putem gândi că dacă Dumnezeu a hotărât ca ortodoxia să existe, s-ar putea că ea să aibă viitor. Așadar... Suntem în prag de sărbători. Ce înseamnă Paștele? Vreau să vă spun că la antici, exista sărbătorile de primăvară, de metra, etc., de noirea lumii. Și vedeți, nașterea lui Iisus coincide exact cu primăvara. Este noirea timpului, anotimpului. Asta înseamnă că Paștele este o sărbătoare care exista și în vremea lui Iisus. Au coincis evenimentele răstigniei lui cu, dar exista înainte la evrei. Ei, deci acest moment înseamnă că fiecare trebuie să ne noim trupul, corpul, sufletul și mintea. E o înnoire a anotimpului, înnoire a lumii, înnoire a întregii noastre existențe. Vorbim de renaștere și noi înșine suportăm o renaștere. Dacă nu gândim simplist că Paștele este doar un moment în care noi ne întâlnim cu toate rudele noastre, ne îmbătăm în cămiel și... Ciocnim ouă. Da, și că doar ne distrăm. Ce din potrivă, Paștele ar trebui să fie pentru noi, dacă vreți, iată, un moment de meditație, un moment de reflexie, un moment în care noi, pur și simplu față de noi înșine,
să ne impunem acea reînnoire, acea schimbare necesară existenței noastre. Asta înseamnă după mine Paștele. An de an ne reînnoim. Absolut, exact. Ne reînnoim, avem această deschidere hristică. Absolut. Să facem această metodologie. Mulți dintre noi uităm, nu avem gândurile necesare. Chiar dacă ținem, nu ținem post, până la urmă este vorba de curățarea interioară, nu numai cea exterioară. Și mai mult decât atât, este capacitatea noastră de a da lumină din lumină. Absolut, este o sărbătoare a luminii și evident că Iisus l-a supus acestui sacrificiu pentru noi, pentru salvarea spiritului nostru și după mine El este cel mai mare învățător care a trăit vreodată pe pământ și învățăturile Lui eu le-am văzut perfect suprapuse peste fizica actuală, fizica modernă, fizica cuantică. Atât de mult încât m-am și mirat, știa Iisus la vremea aceea fizică cuantică? Nu știu dacă știa, dar în orice caz ce a lăsat El lumii este perfect explicabil prin științele de ultimă oră. Deci după 2000 de ani Iisus nu este perimat, nu este depășit, ci dimpotrivă. Prin știința modernă este foarte nou. Asta înțeleg eu prin renaștere. Mulțumim frumos pentru această ocazie de a participa la Conexiuni Spirituale și vă mai așteptăm și altă dată. Un ultim cuvânt pentru cei care ne privesc. Să le dorim tuturor sărbători fericite, să se bucure, să ne bucurăm și pentru renaștere și pentru înviere și pentru noi înșine. Dar nu neapărat limitându-ne la vin și cozonac. Mulțumim frumos! Paște luminat vă dorim!